respectiv și da? Verbal. Ușor ridicăm capul persoanei respective. Astfel aliniem căile aeriene și putem vedea mai exact dacă respiră. Respirația se verifică printr-o formulă simplă. Pas, privește, ascultă, simte. Privim către torace, da, și abdomen dacă se ridică sau nu. Ascultăm respirația și simțim pe obraz dacă respiră. Cum este acum o zi mai în care bate vântul, nu vom simți neapărat, dar vom privi și vom asculta. Timp de 10 secunde facem acest lucru. Dacă nu primim niciun răspuns de la persoana respectivă, înseamnă că persoana nu răspunde. Având în vedere că este inconștientă și nu respiră, victima este în stop cardiorespirator, așa că vom începe manevrele de resuscitare, compresiunile toracice externe. În primul pas va trebui să dezbrăcăm persoana respectivă, astfel încât să avem contact cu pielea direct. Să vedem dacă are lanțuri sau nu, pentru că noi dacă începem să facem aceste manevre și are lanț la gât sau orice alte bijuterii, o vor lovi mai tare. Trebuie să avem contact direct cu pielea. Cum se fac aceste compresiuni toracice externe? Sternul, după cum știți, este acest os mare lat, da? Care se regăsește în mijlocul pieptului. Putem să îl palpăm, da, cu degetele. De la nivelul gâtului mergem ușor până vedem o scobitură, iar de la nivelul abdomenului urcăm ușor, da, până în capul pieptului, cum se zice din popor. Având aceste două repere și am ajuns la capăt, vedem mijlocul distanței, da, la mijlocul sternului, punem podul palmei dominante la locul de intersecție și cea de-a doua palmă vine cu degetele peste și între pătrunde, da? Să tragă degetele în sus ca punctul de aplicare al loviturilor, al compresiunilor toracice externe să fie minim, să fie concentrat astfel încât compresiunile să fie eficiente. Aceste compresiuni le facem ca noi să apăsăm inima victimei, da? Între două planuri dure, sternul odată, al doilea este solul. Bun. Cum se fac aceste compresiuni? Am zis. Mâinile trase. Bun. Coatele întinse la maxim. Noi ne poziționăm cu linia umerilor pe linia sternului, astfel încât să ne folosim de greutatea noastră, nu de forța mâinilor. Nu să facem așa. Ne interesează să facem cu greutatea corpului. Pe acest manechin o să vă dați seama că faceți bine când se aude acel clac. Ați auzit și la mine mai devreme un pic. Bun,